Doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bună ziua, stimați oaspeți. Bună ziua, lipoveni, satul nostru natal. Baștina noastră, satul în care ne-am născut. Sat cu oameni buni și harnici. Oameni mărinimoși, frumoși. Satul meu și al meu, lipoveni. Aici se nasc, cresc, copilăresc și trăiesc oameni deosebit de frumoși. Oameni cu care ne mândrim și de la care avem ce învăța. Unul din acești oameni este domnul Iovu Bivu, personalitate cu un nume notoriu, care s-a născut în anul 1948 în satul nostru, Lipoveni. După absolvirea Institutului Agricol, în anul 1975, își începe activitatea ca agronom în satul natal, Lipoveni. După care este numit în anul 1980 în calitate de conducător al satului Mereni, raionul Cimișlia. În 1987 este ales conducător al întreprinderii Iurievka, raionul Cimișlia. Iar în 1990 revine acasă, în satul său natal, devenind conducătorul întreprinderii agricole Lipoveni.
În perioada anilor 1990-1994 este ales deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În perioada anilor 2003-2007-2018-2019 deține funcția de președinte a Raionului Cimișlia. Cel care a plecat la eternitate, Iovo Bivol, astăzi ar fi fost omagiat, ar fi făcut 73 de ani. În memoria domnului Iovo Bivol, astăzi, în prezența dumneavoastră, stimați seteni, oaspeți ai satului nostru, va fi instalată o placă comemorativă. Cuvânt de deschidere a ceremoniei îl are primarul satului Lipoveni, domnul Gheorghe Bordean. Vă zicem bună ziua la toți! Astăzi este o zi însemnată pentru comunitatea noastră, căci vom instala o placă comemorativă în cinstea lui domnul Iovo Bivol. Această placă tot timpul ne va aduce aminte de dumnealui, că el s-a născut aici în sat, a activat și s-a dus în lumea celor drepți. Dar vreau să spun că el a fost un om care noi ne-am învățat foarte mult de la dumnealui. Cum să activăm, cum să ne comportăm, că el a avut și foarte mulți prieteni, cât și în localitate, dar și în toată Republica, dar și peste hotarele țării. Noi tot timpul ne-am mândrit cu dumnealui că el a fost un conducător foarte bun, a condus mai multe gospodării din Raion, dar și întregul Raion, mai mulți ani la rând, care el tot timpul a găsit limbă comună cu toți. Și s-a stăruit să ajute nu numai comunitatea noastră, dar și toți cei care se adresau la dumnealui. Mulți cetățeni se adresau cu diferite probleme. Niște probleme parte simple, dar care omul simplu nu le putea rezolva sau avea niște greutăți întâmpina. El tot timpul se implica pe oricare să-l ajute. Și el va rămâne în inimile noastre și în memoria noastră ca un om foarte bun, gospodar și un familist bun. Și tot timpul el ne-a îndrumat la fapte bune. El a avut foarte multe planuri încă înainte, discutând cu dânsul de multe ori. Iată, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta, să nu rămânem în urmă, să facem să îmbunătățim situația în localitate, condițiile de viață și de trai a cetățenilor noștri și ne sfătuiam tot timpul cu el cum să facem ca să mergem înainte și oamenii să simtă lucrul acesta. Și deci, astăzi, 3 iulie, când sărbătorim, astăzi trebuie toată familia sărbătorească și noi de multe ori sărbătoream împreună ziua lui de naștere, va fi o zi comemorativă. Și deci să trăim și să-l pomenim pe domnul Iovo Bivol, toți împreună, și placa aceasta ne va aduce aminte tot timpul de el, să nu-l uităm când mai trecem, să ne amintim de dumnealui, mai trecem, mai punem o floare și să trăim cu amintirea aceasta. Vă doresc o zi bună! Pe parcursul vieții sale, domnul Iovo Bivol s-a manifestat nu doar ca un bun conducător, agronom profesionist, prieten fidel al oamenilor. În viața sa personală a știut să fie un bun soț, tată, bunel. A
Avea bunicul meu ceva ce nimeni altul nu avea. Avea o munte de blândețe și urme adânci de tinerețe. Avea privirea luminoasă sub ochelari cu ramă groasă. Avea cuvinte potrivite și dar neobișnuite. Avea un nuc și un cireș pe care mă urcam ades. Le vezi de prun butoaie adânci pe care prunele se arunci. Și avea în serele cu gel și țuică fiartă cu piper. Avea un plug cu el ara, pământul și-l însămânța. Și niciodată n-a lăsat pământul în rugă nelucrat. Avea bunicul. Și acum din cer de sus din stele, el ară în gândurile mele. Că avea dreptate când mi-a zis că va pleca în paradis. Avea bunicul meu cel bun prin mine să vede gorun. Avea bunicul meu cel drag dulceața fructelor de fag. Avea bunicul meu iubit ceva frumos neprihănit. Avea copilăria mea și a plecat tot cu ea.
Stimați lipovenieni, dragi oaspeți, ne bucurăm să vă avem aici în preajmă, în această zi care este importantă. Este ziua de naștere a lui Tăticu. Astăzi este un alt fel de 3 iulie, din păcate. Este pentru prima dată când în această zi suntem fără el, dar eu sunt sigură că ne veghează de sus, ne privește, se mândrește cu noi copiii, se mândrește cu oamenii pe care mereu au avut de povățuit, de le spus o vorbă bună, veghează nepoții, eu cel puțin simt asta. Și uitați-vă și soarele ne-a zâmbit, că noi discutam zilele trecute și cu fratele și ziceam oricum o să fie. El a fost un om bun și Dumnezeu l-a iubit. I-a trebuit și lui oameni, Domnului, oameni buni, de asta posibil că a plecat. Vreau să vă zic că în luna aprilie noi copiii, din inițiativa mea, noi copiii, am inițiat un concurs în școală ca să știe, nu ca să ne lăudăm, dar am vrut să rămâie ceva în muzeu, în eternitate, în veșnicie. Și am inițiat un concurs să fie elaborat, pregătit un film documentar despre viața și activitatea lui. Domnul Grigore Bârsa a răspuns foarte pozitiv și copiii au fost foarte empatici, foarte creativi și am adus la sfârșit acest proiect. A fost realizat un film care va fi pus pe post la CIM TV, un film despre viața și activitatea lui, fără nicio minciună, fără nicio exagerare, tot ce a fost, deci din ceea ce avem. Vreau să-i mulțumesc domnului Grigore că a fost foarte receptiv la propunerile mele. Am mai avut și eu înainte de asta și alte propuneri, dar acum e o chestie mai sensibilă și a fost foarte receptiv copiilor care au fost foarte deschiși spre colaborare. Și ca să înțeleagă toată lumea, nu facem lucrul ăsta ca să ne lăudăm pentru ode, pentru nu știu ce. Eu vreau ca aceasta să rămână, să cunoască nepoții care nu-l cunosc. Uitați-vă, care sunt micuți, adică noi dorim asta. Ca să cunoască nepoții, să cunoască copiii că au fost din sat, că au fost așa personalitate. Nici de cum nu facem chestia asta ca să ne lăudăm așa. Deci, și dacă e concurs, a fost cu premii. Și vin ce să vii să mă ajuți. Am pregătit aici niște diplome. Deci un concurs a fost pentru film, dar un concurs a fost, o parte a concursului a fost pentru muzeu. A fost elaborat o schiță, deci un poster cu viața și activitatea care se va păstra în muzeu. Și uitați-vă că avem acolo și o operă care a făcut-o Daniela Spivacenko. Da? În primul rând vrem să oferim o diplomă de recunoștință domnului Grigore Bârsă, în semn de înaltă apreciere și profundă recunoștință pentru implicare, profesionalism și bună organizare în cadrul proiectului Iovu Bivol, personalitate cu renume a satului Lipoveni. Domnul Grigore, vă rog foarte mult și vă mulțumesc din suflet. Diplomă de apreciere Gabriela Găleată. Așa, și avem și premiile bănești pe care le-am promis, am avut o înțelegere, vin ce să vă explic acolo. Gabriela Găleată, așa, copiii au discutat cu mai multe personalități, persoane, deci prieteni, au fost la Cimișlia, eu i-am urmărit, am fost și am mai vorbit, deci fetița asta are și stofă de jurnalist, mi-e îmi place, e foarte activă. Gabriela, poftim, deci și premiul bănesc, poftim, așa. Mai departe merge, așa, Violeta Sulă, dacă nu sunt copiii ei, să vină altcineva să iei Violeta Sulă, de asemenea în cadrul proiectului, Gabriela Vicol, diplomă de apreciere, da, așa, uite cum mai sunt acolo, Daniela Petrache, așa, Daniela de asemenea, o fetiță, toți sunt foarte bravă, eu am fost și la școală și am discutat. Deci aici încă un premiu. Este Daniela, vine și o să le, deja o să vă clarificați cu premiile. Așa. Așa. Deci Ion Jalbu. Da? Așa. Otilia Mereacre.
Așa, copiii mai sunt în vacanță. Daniela Spivacenco, care a făcut și acest tablou, uitați-vă ce de frumos, o fetiță foarte talentată, mă bucur foarte mult. Daniela, bravo, bravo. Și Pavel Șveț. Așa, așa, cam atât. Eu vreau să spun, tătico, dacă ne auzi, noi în continuare te iubim. Noi îți simțim foarte mult lipsa. Tu ești a nostru, un tătic bun, un soț iubitor, un bunel foarte bun. Foarte mult îți simțim lipsa, dar cel mai mult căldura. La mulți ani, tăticu, la mulți ani. Bună ziua, dragă familie Bivol, dragi lipovenieni. Astăzi este o zi importantă în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră. 3 iulie a fost ziua de naștere și astăzi comemorăm. Eu personal, ca coleg și de partid și de administrația publică locală, în primul rând vreau să vă spun că prima dată când am pășit în administrația publică locală, prima zi, foarte mult dumnealui m-a consultat, foarte mult noi am avut o relație foarte bună, lucrativă și foarte mult m-am învățat. Avea foarte mari calități bune de organizator, simțea oamenii și desigur în cariera, să spunem așa, administrației întotdeauna sunt urcușuri și coborâșuri ca la fiecare. Dar eu vreau să vă spun că, în primul rând, este un om deosebit care a fost deputat în primul parlament, semnătar a declarației de independență, om emerit, președinte de raion și, numai puțin, a fost un iubitor de oameni. Iubitor de oameni, deoarece foarte mult noi în colectiv, toți, tot timpul, ne amintim, sunt foarte multe lucruri bune care le-a implementat, s-a format și cultura organizațională în cadrul cum se formează în întreprindere, așa și în instituțiile de stat și asta tot e energia și dedicația care o dăm noi conducătorii, dar dumnealui a contribuit foarte mult la această cultură chiar în interiorul raionului de a ne organiza. Eu personal încă o chestie vreau să menționez. Dumnealui a fost un bun diplomat. Foarte ușor construia relațiile cu oamenii și mai ales chiar după hotare, chiar cu frații români. A construit niște relații deosebite în perioada aceasta scurtă care a avut-o în a doilea mandat și astăzi noi le prelungim și la fel se datorează dumnealui. Sunt niște județe ca Dolj, sunt deci niște înfrățiri ca Vaslui și acolo noi foarte bună relație avem datorită domnului Bivo. Eu vreau să doresc la toată familia mult sănătate, să-l memorați întotdeauna și desigur dumnealui încă este prezent prin nepoți, prin copii, prin acea poezie frumoasă care a recitat-o nepoțica, m-a fascinat, bravo, și desigur prin toți colegii care astăzi sunt alături, care au muncit cu dumnealui cot la cot. Veșnică pomenire, Dumnezeu să-l ierte, să trăim, să-l pomenim. La mulți, mulți ani. Vă mulțumim. Bună ziua tuturor! Îmi vine foarte greu să vorbesc, deoarece calea pe care a parcurs-o dumnealui, noi am trecut-o împreună. Am început activitatea, eu personal,
în Gura Galbene, ca tânăr specialist, pe când lipovenii Proscari Munteni Schinoasa și Ivano Canovă erau în colhozul Chirov. Și de aceea cunosc foarte bine localitățile, oamenii din acest teritoriu, dar pe eu de-o venit și l-am cunoscut ca tânăr specialist când a venit în raion. S-a întors la Baștină, s-a întors în satul său natal. Și așa ne-a fost soarta, ca practic calea să o petrecem umăr la umăr. Unde n-ar fi fost, unde n-ar, ce post n-ar fi ocupat, dânsul a dat dovadă de o responsabilitate enormă, de o omenie și cum se cădenie de nemaipomenit, și aceasta a făcut ca dumnealui să fie conducător în mai multe localități din raion, cum s-a menționat de acum a început. Și unde n-ar fi fost dumnealui, a lăsat urme numai bune, a lăsat în amintirea oamenilor unde dumnealui a lucrat numai fapte bune, demne, de un conducător și o personalitate pentru care bunăstarea și atitudinea față de oameni era mai presus decât tot. A plecat tragic, a plecat când nimeni nu se aștepta la așa ceva, fiindcă atunci când i-a rămas să se bucure de viață, să se bucure de familie, de copii, de nepoți, Dumnezeu l-a luat, dar cred că așa a fost soarta. Și aș vrea către nepoți să mă adresez cu o muzicală, sau mai bine zis, o vorbă. Spune că nepoțelul îl întreabă pe bunel: bunel, tu ai să mori? Bunelul zice că fără dor și poate am să mor, eu sunt om ca toți oamenii și într-adevăr am să mor. Dar nepoțelul întreabă: bunel, dar când ai să mori? Bunelul mult nu se gândește, spune că eu am să mor atunci când ai să mori tu. Deci asta înseamnă că puneii, adică nepoțeii care l-au cunoscut, el a străiască atâta în sânul familiei dumneavoastră, cât nepoțeii au să-l țină minte pentru ani mulți. Comemorarea lui și placa aceasta comemorativă care a să fie astăzi deschisă este un semn de recunoștință nu numai pentru generația de astăzi, și nu atât pentru generația de astăzi, cât pentru generațiile viitoare a satului Lipovei, a teritoriului unde el s-a născut, a Baștenei sale. Fiindcă placa va rămâne mereu, va rămâne veșnic în istoria acestei localități și numele lui va fi, cred că, cu mândrie și cu mândrie păstrat pentru generațiile viitoare. Îndurerată familie, încă o dată condoleanțele noastre pentru pierderea enormă care s-a avut-o. Din tot sufletul vă dorim multă, multă sănătate, să țineți mult la memoria lui, domnului Iovu, și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fie-i țărirea ușoară! Nici nu pot nimic să spun, ai corit sau rămas bun, apărut numai nu la tine tu. Se află litele și falduri și niște munți sunt între noi. Dosare închise, triste garduri, nici n-o să mai vin apoi. În pragul iernii absolute, sărutăm timpul alba, hai. Și-apoi scufundă-te și du-te în orizontul altui grai. Nici nu pot nimic să spun, ai corit sau rămas bun, apărut numai nu la Dio tu.
ce să-ți spun, la revedere. N-aș mai avea niciun motiv. Adio, drepturile șere. Că te-am pierdut definitiv. Și de la mine până la tine cuvântul însuși va îngheța. Nici să te stric, nu știu prea bine. Iubirea mea, dragostea mea. Nici nu pot nimic să spun. Pe curând s-au revăzut, apărut, numai nu, la adio tu. Totuși pot ceva să spun, pe curând nu rămas bun. Stimate familie Bivol, stimați prieteni, onorată asistență, l-am cunoscut pe Iodi Dumnezeu Bivol la începutul anilor 80. Eram tânăr specialist în cadrul Comitetului Executiv Regional. Am venit cu o plângere în clădirea asta. Domnul era director al gospodăriei locale. Și din primele zile, eu am mai spus-o asta și o să o repet tot timpul, din primele zile mi-a plăcut un om simplu, un om sufletesc, un om care putea să discute și cu altul carte și altul fără carte. Și la, în toată perioada asta, am trecut, la 3 iulie era sărbătoare. La 3 iulie deci, prieteni, oare acasă venim, oare la birou, la consiliu, altălișteam plăcere. Astăzi, cu dureri în suflet, suntem prezenți la inaugurarea plăcii comemorative în memoria lui Iov Bivo. În toată această perioadă, în afară de distincțiile care ați menționat, colegii mai sus, vreau să spun că în cadrul Consiliului Regional dumneavoastră a deținut 7 sau 8 mandate, eu nu mai țin minte. Era președinte, nu era președinte, avea o capacitate omenească de a discuta cu colegii, a lua toate măsurile ca să fie deciziile adoptate fără ideologie, fără scandal în favoarea cetățeanului. Pentru meritele dumnealui, prin decizia din 2017 a Consiliului Regional, după cum cunoașteți, i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare a raionului. Câțiva ani în urmă, Consiliul Săpesc se limit aceeași decizie adoptată. Și asta nu în zadar. Vă spun că erau o persoană, pentru mine personal, un exemplu a fost, este și va rămâne. El putea să discute și cu, cum am spus eu, și cu profesorul de la Direcția de Învățământ de la școală, și cu Moș Ion de la SAP, tot găsea limbă comună. Din păcate, n-al avem printre noi. O spus domnul Mihai de da, când merge vorba, în câteva mandate în urmă, de colaborarea cu Consiliul Județenii din România, Prahova, Vaslui, Dolj, chiar la Dolj eram și eu scris în... Adică mi-a propus și mie să mergem împreună la
că acolo are prieteni buni. Adică tot timpul a întreprins măsuri pentru a îmbunătăți situația cetățenilor, a face bine cetățeanilor. Dumnezeu să-L odihnească, dumneavoastră să trăiți, să n-au uitați niciodată, nepoță, mi-a plăcut nepoțigalul, Serioja, fetița. Ești la mine în birou odată, am intrat, tot niște poezie așa, e de seamă că nepoțica noastră. Bravo, bravo. Să dea Dumnezeu sănătate la toți și Dumnezeu să-L odihnească. Стимата фамилия Бивол, онорато презенца. Această дата, care trebuia să fie una evident de sărbătoare, astăzi este una de tristețe. Și lucrul ăsta vrei, nu vrei, te duce cu gândul la faptul că, într-adevăr, viața omului este scurtă și vorba biblică, necunoscute sunt căile Domnului, niciodată nu știi când se rupe firul. Și aceste momente, vrei, nu vrei, te motivează să te gândești mai profund asupra rostului, sensului vieții, asupra faptului ce facem pentru noi personal și ce facem pentru societate, pentru cei din jur. Desigur că eu, Biul, a fost un exemplu în acest plan de a fi o persoană care s-a consacrat atât familiei cât și serviciului public și meritele lui pentru lipoveni sunt foarte și foarte mari. De multe ori în viață se întâmplă că dintr-o prietenie se ajunge la o relație contrară. Experiența mea cu domnul Bivol a fost însă una de altă natură. Noi parcă am început-o printr-o concurență în alegerile din 2003, ca după aceea să devenim persoane foarte conlucrative. Dânsul, eu nu îndrăzneam, dânsul de multe ori mai repeta că m-a considerat de prieten. Fapt care am considerat o onoare pentru mine. Deci eu nu să trec în revistă toate realizările pe care îi le cunosc, să pornesc chiar de niște lucruri care par azi simple, dar la momentul lor au avut o valoare deosebită. Primul computer care l-a avut primăria Lipoveni a fost dărâmit de către domnul Bivol, de către gospodăria pe care o conduceam. Am conlucrat foarte bine atunci când s-a realizat reparația drumului de la traseu sau de la Gura Galbenă încoace. Evident că rolul meu a fost unul decisiv, dar a fost cu lucrarea noastră destul de eficientă, fiindcă s-au găsit atunci 300 de mii din bugetul primăriei și 80 ceva de mii care au fost contribuția localității. Și în acest proces, cum ați menționat și dumneavoastră, a fost capacitatea dumnealui de a mobiliza lumea, de a-i face să creadă în ceea ce se poate de făcut și trebuie de făcut. Deci rolul lui a fost foarte mare și în deschiderea instituției cu care noi ne mândrim și la care ținem foarte mult, a liceului. Ideea mi-a aparținut, eu am insistat într-un fel, dar dacă nu era dânsul la funcția care era, desigur că liceul din Lipoveni n-ar fi fost. Ca să zic de perioada când am condus și conduc instituția din Lipoveni, evident că susținea dumnealui am reușit să facem și încălzirea din cămin, și proiectele legate de reconstrucția, sau mai bine zis chiar construcția stadionului, școlii și multe alte lucruri frumoase. Știți, câteodată nu banii hotărăsc atât de mult cât încrederea în cineva că fiind alături, fiind împreună, conlucrând cu asemenea persoane, pot rezolva orice problemă. Eu o să mă refer pe scurt și la realizarea proiectului, o inițiativă care, nici nu știu care cuvinte ar fi mai potrivite, cred că nu că ne-au obligat, mai degrabă ne-au oferit o șansă de a demonstra că am prețuit și vom prețui mereu persoana domnului Bivol, fiindcă pentru noi asta chiar a fost o posibilitate de a conlucra în memoria dumnealui. Acel interviu pe care l-am realizat și a putut să-l privească toată țara prin intermediul Media TV, filmul care va fi de asemenea mediatizat, ceea ce am făcut noi pentru muzeu, sunt doar, eu cred că, niște începuturi frumoase, dar ele pot fi continuate și eu vă asigur că vor fi, fiindcă aceasta este
și o oportunitate pentru instituția de învățământ de a educa în continuare cetățeni cu aceleași capacități, cu aceleași calități, cu aceleași virtuți și valori pe care le-a avut Dumnezeu. Dumnezeu să-L ierte și să-L pomenim. N-am fost pregătită pentru așa o cuvântare. Vorbesc ca consătean, ca un om care am trăit în sat și trăiesc alături de toată familia. Se spune că un om se apreciază pentru aceea când construiește o casă, sădește un pom și are familie. Domnul Iovo a avut de toate, și casă, și copaci a sădit, și copii frumoși, nepoți, o familie puternică. Noi am trăit într-un sat și trebuie să ne mândrim că așa om avem în sat. Am avut în sat. Adică el va fi tot timpul, fiindcă noi ca consăteni trebuie să-i comemorăm amintirea despre Dumnealui, mergând pe drum, văzând toate faptele care el le-a făcut, placa aceasta fi numai un semn pe care de recunoștință. Dar tot ce s-a făcut, s-a făcut în sat, noi trebuie să ne aducem aminte că datorită Dumnealui s-a făcut toate acestea. N-am cuvinte să spun, am rămas în șoc toți când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vine greu să spun. A fost un om care, într-adevăr, noi trebuie să ne mândrim că am avut așa un om în satul nostru. Spun că toate drumurile care se duceau la Moscova treceau prin Lipoveni. Dar de ce? Fiindcă așa am avut oameni, consăteni buni, care într-adevăr merită să fie comemorați, cinstiți și să ne aducem aminte tot timpul despre ei. Vă spun cordoleanță la toată familia, la copii, la nepoți. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Fiți puternici și aduceți-vă aminte tot timpul, știu ca să vă aduceți aminte tot timpul de Dumnealui, dar noi cu consătim tot trebuie să-L comemorăm. Și acum va avea loc dezvelirea acestei plăci. Haideți să numărăm. 1 la 10, la 10. 1 la 10, la 10. Sergiu, Sergiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și... în sfințirea acestei plăci să fie într-o pomenirea și amintirea lui Iovu Bivă. Vom săvârși și o rugăciune cu panahidă pentru pomenirea regretatului Iovu Bivă. Doamne ajută! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vieților. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânia fărdelele noastre, Sfinte, cercetează-și, vindică-ne prin semnațe, Sfântului Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vieților. Amin. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce-i de-a pururea de nouă astăzi, ne iartă-ne nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri.
și nu ne duci pe noi în ispită și ne izbăvești de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Ziditorule și făcătorule al neamului omenesc, Dătătorul darului celui duhovnicesc și dăruitorul mântuirii cele veșnice, însu, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt, cu binecuvântarea Ta ce de sus, peste placa aceasta comemorativă, întru pomenirea robului Tău, Iobul Bivol, că Tu ești Sfințitorul lucrurilor, Tu ești Miluitorul nostru al tuturor, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Celă ce prin adâncul înțelepciune cu iubire de oameni toate rechivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule Făcătorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, că spre Tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeu nostru. Bine ești cuvântat, Doamne! Bine ești cuvântat, Doamne! Învață-ne pe noi îndreptările Tale, ceata Sfinților aflat izvorul vieții și ușa Raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și-mi mântuiește! Bine ești cuvântat, Doamne! Învață-ne pe noi îndreptările Tale, cei ce pe mielul Dumnezeu ați mărturisit și ați păjunghiați ca niște mei, fii mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică a Sfinților, aceluia cu de la dinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare de păcate. Bine ești cuvântat, Doamne! Învață-ne pe noi îndreptările Tale, odihnește Dumnezeule pe robul Tău și lașează-n-ai unde cetele Sfinților Tăi, Doamne, și drepții ca luminători se lucesc. Pe adormitul robul Tău odihnește, trecându-Lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Bucură-i de frate cei care ai născut pe Dumnezeu Păsător, spre mântuirea tuturor, în neamul omenesc am la mântuire prin Tine, și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihnă adormitul robului Tău, Iovu, și pentru ca să-i se ierte lui greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde toți drepții se odihnesc, mila Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lui.
de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cere Domnului să ne rugăm. Dumnezeu, Duhul așa tot trupul care călcați moarte și pe diavol ai strupat și ai dăruit viața lumii tale, însu Doamne, dihnește, i-a dormit în robul tău, Iovul, în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală ce a săvârșit el cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, că un bun șmitor de vame Dumnezeu iartă lui Dumnezeu să-l iertă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului tău. Iovul, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul de viață, făgătorul tău tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu sfinții odihnește, Doamne, sufletul adormitului, robului tău, Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici scârbă, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit, făcând lânguirea cea deasupra gropii cu cântare. Curile dreptelor celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletul adormitului robului tău, Mântuitoriule, păzindu-l pe dânsul într-o viață cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni, într-o odihnă ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc. Odihnește și sufletul adormitului robului tău, că însuți ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu care te-ai coborât la iad și ai dezlegat durerile celor fericați. Însuți și sufletul adormitului robului tău îl odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, ceea ce l-ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, ea ce la roagă să odihnească sufletul adormitului robului tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna adormitului robului Dumnezeu Iov și pentru ca să îi se ierte lui greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde toți dreptii se odihnesc, mila Dumnezeu împărăția cerurilor și iertare păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeu Duhurilor și-a tot trupul, care-i călcat moarte și pe diavol ai surpat și-ai dăruit viața lumii tale, însu Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău. Iovul, în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală ce a săvârșit el cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un bun șmitor de oameni, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să-l ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea, viața și odihna
adormitului robului tău, Iovu. Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălță, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul și de viață, păgătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, într-o fericită adormire, de Doamne, adormitului robului tău, Iovu, și fă lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Fericit sunt cei pe care ele și ai primit, Doamne. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și pomenirea lui din neam în neam. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dorirată familie. Dragi consăteni, dragi oaspeți, iubiți frați și surori pentru Domnul, astăzi ne-am adunat aici pentru a-i face veșnică amintire a celui care a fost Iovu Bivu. Astăzi trebuia să împlinească vârsta de 73 de ani, dar în această zi noi ne aducem aminte că jumătate de an a trecut de când a plecat dumnealui la Domnul. Așa este la Dumnezeu, căci omul se naște, crește, activează pe fața acestui pământ, dar când îi vine vremea, pleacă la Domnul. Omul este un călător pe fața acestui pământ. Atunci când binevoiește Dumnezeu, la oricare dintre noi, îi se termină călătoria și pleacă la Domnul. Atât cât i-a fost să trăiască și dumnealui pe fața acestui pământ, dar ceea ce a lăsat în urmă este într-adevăr vrednic de pomenire, este într-adevăr spre aducerea aminte și noi toți să nu-l uităm. Această placă care s-a dezvălit aici unde dumnealui a activat, va fi într-adevăr spre amintire a celor care poate nu l-au cunoscut. Cineva l-a iubit, cineva nu l-a iubit, dar așa este în viața aceasta. Omul nu poate să intre în voie la toți. Fiind conducător, poate pe cineva l-a bucurat, pe cineva l-a supărat, dar să-l vorbim și să ne aducem aminte de dumnealui doar de bine. Așa este, iarăși repet, așa este că omul trebuie să plece la Domnul. În fața lui Dumnezeu noi suntem datori cu toții cu o moarte. Ne naștem și plecăm din viața aceasta când ne vine vremea. Și așa cum am citit într-o carte, omul nu poate să călătorească spre rai decât doar cu un singur mijloc de transport. Și acela este sicriul. Așa este. Când murim, luăm doar cu acel coșciug, acel sicriu cu noi,
Dar în urma noastră rămâne amintirea, rămâne aceea ce am lăsat. Dumnealui a lăsat spre amintire multe lucruri. Veșnică să-i fie amintirea, veșnică să-i fie pomenirea. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, noi să trăim să-l pomenim. Dumnezeu să vă întărească, dragă familie Bivol, Dumnezeu să vă ajute întru toate, să trăiți întru mulți și fericiți ani. Mulțumim frumos! Familia noastră e o zi foarte tristă și nu de azi, dar de când s-au început problemele. Mi-amintesc pe parcursul a 36 de ani când am fost împreună, când ajungem în ziua aceasta, era o mare sărbătoare în familie, de la servicii, unde nu era, se întorcea cu brațe de flori, cu cadouri prețioase. Însă anul acesta, cu părere de rău, plângem și încă mult o să plângem, o să-i simțim lipsa, sprijinul și lipsa fizică dintre noi. Însă îi mulțumim pentru toate câte a făcut, ce ne-a lăsat. Într-adevăr, a fost un gospodar fără, nu știu cum spun, nu fără pereche, dar exemplar. A făcut tot pentru copii, pentru sine. Se gândea să mai trăim la pensie așa mai liberi, mai... Dar cu părere de rău n-a fost să fie. Și astăzi, iată mă, unde suntem, dar mă exprimam deodată că am rămas orfani, Diana, Serioja, mămica, n-am rămas orfani, că noi suntem noi, suntem copiii, nepoții, dar o să înfruntăm cum o să putem și cum o să ne ajute Dumnezeu. De aceea vă mulțumesc la toți dumneavoastră care sunteți prezenți. Îi mulțumesc soțului, îi mulțumesc, îi doresc, după cum se spune, să ajungă, să se odihnească în liniște acolo unde este rai, nu știu cum este, nu pot să spun, dar trebuia să mai trăiască, trebuia să mai fie printre noi, că era cu energie, era cu planuri, era cu dorințe de viață. Însă, cu părere de rău, mă repet, nu s-a întâmplat asta. De aceea noi o să-i ținem amintirea, o să mai fim pe acest pământ, eu special, că sunt mai în vârstă, copii, o să continui tradițiile familiei și nu o să-l uităm niciodată. De aceea Dumnezeu să-l ierte încă o dată și pe toți care sunteți prezenți astăzi, vă invităm acasă la noi la o mică masă de pomenire. Vă rog, nu ne refuzați și copiii, toți cine sunteți. Am vrut să spun că acum, astăzi, buchetul acesta de melodii, doamna Diana Văluță și Sergiu Pantaș. Sergiu Pantaș, care sunt cântăreți și cărora le mulțumim că ne-au făcut puțin, au catalizat noianul acesta de emoții. Normal că aici sunt emoții controversate și bucurie că am reușit să facem așa ceva, nostalgie și tristețe. Mulțumim, doamna Diana, foarte mult și mulțumim tuturor! La mulți ani, tăticu!
Nu vreți stați, voi sunteți clienți.